Scrisori pentru acasă. O emisiune despre și pentru moldovenii de pretutindeni. Iurie Cojocaru este originar din Lozova, Strășeni, absolvent al Facultății de Teologie de la Craiova și stabilit actualmente în Marea Britanie. Este cel care a scos de sub tipar cartea Istorie din străinătate, o noutate editorială despre încercările prin care au trecut conaționalii care au emigrat în condiții greu de imaginat. Și pentru că tot ne întâlnim cu autorul unei cărți despre migrație, ne-am propus să aflăm care este istoria sa de emigrant. Am descoperit faptul că domnul Cojocaru a fost marcat de acest fenomen, deoarece mama sa a muncit mulți ani peste hotare, iar scopul său a fost să o aducă pe mama acasă, chiar dacă pentru asta a trebuit să accepte pâinea străinătății și să trăiască pe cont propriu experiența de migrant. Vă salut, domnule Iurie Cojocaru. Vă salut și eu. În ce mod v-a marcat străinătatea sau cât de mult a influențat străinătatea asupra realizărilor pe care le-ați obținut? Străinătatea pentru mine a început ca o glumă. Am venit aici în vacanță de vară. Niciodată nu mi-am propus să plec peste hotare să muncesc. Munceam acasă, învățam, dar am venit aici printr-o cunoștință de-a mea să fac niște bani de buzunar pentru a mă întoarce înapoi la studii la Iași. Eram atunci în anul întâi la doctorat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. M-am fost pus oarecum în fața faptului împlinit, eu având niște experiențe nu foarte bune cu Republica Moldova, de a mă angaja acolo, de a munci, de a-mi vedea un viitor acasă. Am avut 4 încercări de întoarcere acasă ca să rămân, dar din mai multe circunstanțe n-am reușit. Au jucat mai mulți factori rămânerea mea aici, pentru că mi-am întâlnit jumătatea, am muncit și muncim și acum, ne-am întemeiat o familie, avem 2 copii. Să vă trăiască! Mulțumim! Dacă tot ne-am propus să vorbim astăzi despre cartea Istorie din străinătate, de ce să nu începem cu propria istorie, cu istoria dumneavoastră? De ce nu a fost posibilă realizarea dumneavoastră aici acasă sau ce impedimente ați întâlnit? Fiindcă nu mi-am planificat niciodată să plec de acasă, eu mi-am făcut studiile 12 clase, am dat bacalaureatul la mine în sat, aflând mai târziu multe alte istorii, povești de viață din străinătate, cum copiii de mici vroiau să evadeze, să plece din Moldova. Eu, din contra, doream să rămân acasă, cred și credeam că sunt un fel de patriot care nu-și părăsește țara, dar oarecum sentimentul ăsta și dorința mea de a schimba nu s-au legat cu ceea ce și-a planificat Moldova pentru mine și pentru tineri ca mine în perioada respectivă. Și acum același lucru se întâmplă, tinerii pleacă. După terminarea celor 12 clase, îmi doream foarte mult să ajung în România. Și în anul 2 de studii de la Chișinău am obținut o bursă în orașul Craiova. N-am ezitat nici o secundă să plec în România să fac studiile, doar cu singura condiție de a mă întoarce după aceea acasă, să aplic ceea ce avea să învăț mai târziu în România. Capacitățile, experiența, erau multe care puteam să le aduc în folosul comunității de acasă, din Republica Moldova. Dar venirea mea și încercarea mea de a mă angaja a eșuat din cauza serviciilor plătite cu 1.200-1.500 de lei. Am încercat să mă angajez ca asistent profesor universitar la seminar și mai târziu la facultate, dar un profesor e foarte dificil să supraviețuiască în Republica Moldova, cu atât mai mult unul tânăr care dorește să-și întemeieze o familie, să-și cumpere o casă și așa mai departe. Nu mai vorbesc de alte lucruri obișnuite. După aceea am zis, de ce să nu mă întorc eu în România, având deja foarte mulți prieteni și relații acolo, având și succese multe la studii și în domeniul cercetării, eu făcându-mi studiile la Facultatea de Teologie, am zis să fac un masterat și poate să mă angajez cu un salariu mai bun. Așa și am făcut. După 2 ani, situația de acasă, în loc să fie mai bună, a fost și mai rea, prețurile creșteau, salariile înghețau și atunci iarăși m-am întors în România. Ce m-am gândit eu atunci? E nevoie de un doctorat, probabil, ca să reușesc. M-am întors la ea și zic să fiu aproape de casă. Atunci s-a produs o ruptură în 2010, după un an de doctorat. Prevedeam eu că nici doctoratul nu avea să mă ajute cu foarte mult ca să
reușesc acasă la Chișinău să schimb lucrurile. Mama în perioada respectivă era peste hotare și dorința mea mare a fost ca să o aduc pe ea acasă și să plec eu. V-a reușit acest lucru? Mi-a reușit acest lucru, mama s-a întors, mama e acasă la Chișinău, e bine, eu. Încercăm noi să avem grijă de ea, nu mă întorc deocamdată acasă. Cum v-a venit ideea de a face o carte și de a aduna istorii din străinătate? Motivele sunt mult mai multe decât ideea în sine. În primul rând mi-am dorit ca această parte a istoriei noastre și special a celor plecați să fie cunoscută în timp de nepoții, strănepoții noștri. Într-al doilea rând mi-am dorit ca cei de acasă să ne cunoască pe noi cei plecați, să nu ne mai judece, pentru că unii din ei, nu pot să spun toți, dar unii ne judecă că am lăsat totul baltă și am plecat peste hotare și de ce nu ne pasă. Eu cred că prin cartea asta ei o să afle prin câte dureri și câte suferințe au trecut cei plecați, în special cei plecați ilegal din primul val al emigrației, ca să poată să se pună ei pe picioare și câteva familii de acasă, cărora le trimitea bani. Eu cred că e o filă din istoria noastră foarte durută, prin ce au trebuit să treacă momentele a despărțirilor dintre mamele noastre care au plecat cele mai multe în Israel și în Italia, de copiilor mici, un an, 3-5 ani. Mamele plecau noaptea, vă închipuiți, dimineața tare și ei dormeau, nici nu-i trezeau când plecau și ei când se trezeau, mama nu mai era. E dureros să te trezești ca și copil și să nu mai găsești pe mama, chiar dacă ea era vie, da, ea exista undeva, dar nu mai era cu copilul ei, nu mi-a dădea sărutul de dimineață. Sunt niște tragedii, mie foarte multă lume îmi spune că plânge când citește cartea asta. Pe de o parte îmi pare rău să fac lumea să plângă, dar sunt istorii adevărate prin care au trecut și merită cunoscute. Persoanele respective trăiesc, sunt prietenii mei, vorbesc cu ei, ne-am împrietenit în timp ce scriam această carte. Scopul cu adevărat este unul nobil pe care l-ați urmat dumneavoastră și ideea în sine merită tot respectul, dar de la idee și până la realizare e o cale lungă. Cum ați descoperit eroii acestei cărți și cât de receptivi au fost ei să împărtășească atât cu dumneavoastră experiența lor, cât și cu o lume întreagă, pentru că o carte deja aparține cititorului? În mare parte au fost experiențe pozitive și oamenii în general au fost deschiși. Le-a plăcut ideea asta și probabil de asta au fost receptivi. Comunicam în privat, încercam să scriu pe grupurile noastre de socializare din diaspora, câteva din ele chiar și le administrez, sunt fondate de mine și am încercat prin intermediul acestor grupuri să-i cunosc și să le aflu istoria, ei fiind din diferite țări. Eu mă aflu acum în Marea Britanie, dar poveștile sunt foarte diverse din diferite țări. Israel, Cehia, Rusia, Grecia, Italia, Portugalia și chiar din la noi din Anglia, Spania, Germania, Austria. Sunt foarte multe povești din diferite țări. Experiența a fost una foarte pozitivă. Lucrând la această carte, o dezvoltam ideea asta și cunoșteam istorii noi. Realizam că chiar s-a meritat un asemenea efort să avem noi cei din diaspora și de acasă o asemenea carte. Unele persoane, pentru ele a fost pentru prima dată când s-au destănuit asupra istoriei. Ei le-au ascuns mult timp și n-au dorit sau n-au vrut să se afle acasă. De cele mai multe ori, noi cei plecați vorbim cu ai noștri de acasă și noi zâmbim, le spunem că e totul bine și le trimitem bani, dar ei nu știu de multe ori ce se ascunde în spatele acestor zâmbete și acestor bani trimiși acasă, munciți aici. Prin intermediul cărții, protagoniștii istoriilor din carte mi-au mulțumit în sensul în care ei au putut să-și deschidă sufletul, să-și deschidă inima și să spună povestea lor. A fost ca o spovedanie, ca o revelație. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la această carte. Poate cineva acasă să apucă de lucru și să ridicăm și noi țara la un anumit standard, măcar tinerii care sunt acum să nu mai plece. Am remarcat că această carte deja a
traversează frontiere, pentru că o carte trebuie să-și găsească cititorul. Asta este un lucru esențial. Cu cine ați lucrat, cine v-a susținut în această idee? Nu doar moral, sunt sigură că familia dumneavoastră v-a acordat sprijinul și timpul necesar, dar ați avut nevoie și de o investiție consistentă. M-a susținut familia, au avut încredere în mine, vreau să le mulțumesc. Referitor la susținerea financiară, eu am mai multe proiecte și deja mă gândesc la câteva de acum încolo. De fiecare dată mi-am dorit să mi le susțin singur. Am încercat să nu deranjez pe nimeni și să nu pun pe nimeni la cheltuială sau să strâng donații, să fac fundraising. Într-adevăr, este costisitor în ziua de azi să scoți o carte. Eu fiind la prima experiență, pentru mine totul a fost nou. Am făcut și greșeli pe care o să le repar. Deja mi le cunosc. A fost o experiență extraordinară. Cei de la editură au colaborat cu mine foarte bine. Vreau să le mulțumesc. Ce tiraj are cartea și dacă v-ați gândit să faceți și o lansare pe potrivă? Am tipărit peste 2000 de exemplare, are 160 de pagini, cuprinde peste 40 de povestiri. Mi-am planificat o lansare la Chișinău vara asta în august, dar din cauza pandemiei și a evoluției mi-am anulat biletele și mi-am anulat și planurile referitor la lansare. Cartea se poate găsi online, am încercat să o fac să fie prezentă cam peste tot, lumea să afle de ea. Dialogul nostru e și el o mică lansare aici la postul de radio Moldova. Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru cei de acasă? Pentru că tot ați planificat să ajungeți în această vară acasă, dar deocamdată nu e posibil. Să lupte, să nu se descurajeze niciodată, să încerce de fiecare dată mai bine și mai mult. Sper ca tinerii care ne ascultă să încerce și ei la rândul lor să nu plece peste hotare. Eu sper că acasă încet o să se schimbe lucrurile și îi invit și pe ei să se implice în această schimbare, pentru că schimbarea fără ei nu e posibilă. Dar dacă ajung peste hotare, să lase ușa deschisă ca să se întoarcă acasă. Și la fel cum am promis și cum am vorbit și noi în familia noastră, că dorim să lăsăm această portiță deschisă de a ne întoarce acasă, să facă și ei la fel, să se implice la schimbare, le doresc sănătate, să treacă cu bine peste aceste timpuri mai dificile, peste această pandemie și să citească istorie din străinătate. Vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea dumneavoastră. Vă doresc să aveți un număr cât mai mare de cititori. Această carte se pregătește deja pentru a doua ediție. Va fi un exemplar revăzut și completat. Intenționez să mai adaug încă cel puțin 10 povestiri. Și dacă cineva din ascultătorii dumneavoastră a trecut prin asemenea experiențe sau are prieteni, rude și cunoaște pe cineva care a trecut prin asemenea experiențe a plecărilor peste hotare, poate să mă contacteze sau să vă contacteze pe dumneavoastră și în felul acesta o să pot să iau legătura și să colaborez cu ei. Vă mulțumim pentru această invitație la colaborare. Sperăm ca ascultătorii noștri sau conaționalii care ne ascultă de peste hotare să fie cât mai receptivi. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta cu ascultătorii dumneavoastră. Am discutat cu Iurie Cojocaru, autorul cărții Istorii din străinătate, stabilit în Marea Britanie. Atât pentru astăzi, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate bune și frumoase alături de cei dragi. Cu gratitudine și respect semnează Oxana German-Roșca și Aurica Varzari-Mirca.